Federația Luminii. La poarta Raiului. Un cuvânt despre agenda întunecată, fulgerele răului. Lucrătorii luminii și chiar și călăuzitorii sunt înclinați să ignore sau chiar să nege forțele externe care joacă și exercită o oarecare dominație asupra rănilor sufletului în care rezidă elemente de frică. Este obișnuit să dai vina pentru aceste evenimente pe o reflecție a ta. Dar te întreb, există vreun motiv să crezi că este întotdeauna a ta sau o reflecție a ta? Vrei să spui că tot ceea ce ți s-a întâmplat în copilărie a fost din vina ta? În adevărul inocenței tale de om frumos, de iubire întruchipată și de copil al lui Dumnezeu, ar trebui să continui să-ți o însușești înainte de a o dizolva? Cine ești tu? Iubirea și lumina merg împreună, sunt inseparabile, iar el există ca o ierarhie de vibrații, amplitudini, viteze și accelerații, dimensiuni, dacă vreți, din ce în ce mai fine. Agenda întunecată se ascunde în neutralitatea rănilor umbrei sufletului. Da, nu putem ignora întunericul. El trebuie să se dezvăluie acolo unde locuiesc iubirea și lumina mai înaltă, frecvențe. Mulți dintre voi o simt, o văd, o experimentează ca și cum ar apărea, de exemplu, sub forma unui flash grotesc prin fața cuiva, chiar în fața voastră. Acestea sunt entitățile din umbră care dețin puterea în câmpul lor auric și care se hrănesc inconștient cu fricile lor. Noi nu le dăm energie decât pentru a le alunga cu lumina viziunii și recunoașterii noastre. Odată ce o umbră întunecată este expusă și lumina inocenței, a iubirii și a curajului vostru, puterea este asupra ei. Ea trebuie să se retragă sau să ardă în focurile lui Dumnezeu și ale luminii cristice. Este atât de simplu. Când vă apropiați de poartă, veți fi provocați. Lumina voastră, prezența voastră, se va manifesta în cineva care va încerca pe toate căile să vă îngenuncheze în îndoială, neputință și victimizare. Este atât de important să deveniți conștienți de lumina pe care o purtați și de faptul că prezența voastră continuă alături de ceilalți poate deveni prea mult pentru ca ei să poată face față fără ca subconștientul lor să explodeze. Iar acest lucru vă va face un deserviciu dacă nu vă folosiți discernământul pentru a ști când să spuneți la revedere și când să nu o faceți. De ce credeți că maestrii sau ființele stelare nu se aventurează în apropierea voastră? Ei ar face să explodeze sistemul nervos al oamenilor și chiar le-ar provoca moartea fizică datorită purității luminii, puterii energetice pe care o posedă. Ceea ce este sus este jos. Atunci când treceți prin poartă, aveți o responsabilitate față de toți oamenii cu care intrați apoi în contact. Nu va mai exista nicio interacțiune întâmplătoare, totul va deveni un obiectiv de atins. Cât de bine știi cine ești, care este scopul tău și care este alegerea sufletului tău. Către Cel care este. Străluciți! Vă iubesc atât de mult!
tradus și împărtășit de Galactic Press. Mesaj de la Federația Luminii. Lectura Mihaela.